Dragii mei, de fiecare dată vă spun că îmi place să aduc în fața dumneavoastră oameni care merită să îi vedeți. Astăzi lângă mine este Emil Pușca și îți mulțumesc tare frumos că ai acceptat invitația în emisiune la mine. El este singurul educator din județ. Emil, vreau să ne spui de la început cum ai mers tu pe acest drum, cum ai ales să mergi pe acest drum? Da, așa este, Raluca, îți mulțumesc și eu pentru invitație, mă simt onorat. Da, este o poveste interesantă, având în vedere că după ce am terminat liceul și am luat bacalaureatul, am fost aparent destul de nehotărât, aveam mai multe idei, era un gând să devin polițist, pompier, îmi place foarte mult și sportul, fotbalul și dintr-o dată totuși a venit o idee că aș dori să încerc să lucrez cu cei mici și m-am înscris la cursurile facultății Vasile Goldiș și acolo am terminat specializarea pedagogică a învățământului primar și preșcolar. Ai fost la liceu la Ioan Slaviș? Nu am terminat la liceul forestier. Deci, cum ar veni de specialitate, eu sunt pădurar. Am înțeles. Mă gândeam că ai fost la Ioan Slaviș unde este acest profil, dar nu. Înseamnă că după liceu. Așa este, da. Și te-ai gândit tu, te-ai văzut tu, petrecându-ți toată viața alături de copii de la început? Sau a venit și pe parcurs dragostea aceasta? A venit și pe parcurs. Sigur, adevărul este că noi în familie mai avem cadre didactice, cum ar veni și bunica, a fost profesoară de română, și mătușa mea este cadru didactic și pot să spun că este o moștenire de familie, bucuria și vocația și dorința de a lucra cu cei mici. Acum ești la grădinița numărul 5 din satul mare, ai mai trecut și pe la alte grădinițe. Emil a fost și în grupa fetiței mele, Mara, când a avut ea 2 anișori și mergea în brațe la Emil de fiecare dată, îl prefera pe Emil, îl iubea și toți copiii sunt sigură că te iubesc. Cum te-au primit aici la grădiniță, la numărul 5? Ce reacție au avut părinții? Spre bucuria mea am fost foarte bine, foarte bine primit și acomodarea cu cei mici, dar și cu părinți și cu colectivul grădiniței numărul 5 s-a petrecut foarte, foarte repede și foarte ușor, deoarece pot constata că întregul colectiv este foarte amabilă, foarte de treabă și m-au primit foarte bine. Emil, tu ai lipici la copii și ai lipici pentru că îi iubești foarte mult. Aici nu poți să păcălești pe nimeni. Când este vorba de copii... Da, așa este. Acum, părerea mea este că a fi educator nu este neapărat... Nu poți să te prefaci. Trebuie să-ți vine o chemare, o vocație din interior. Desigur, foarte multă lume spune că principala calitate de a fi educator este să ai răbdare, dar așa este, dar trebuie să ai și o sensibilitate aparte de a se apropia de copii, să ai dorință de a lucra cu ei, de a se ocupa cu ei și este o meserie frumoasă, este o meserie complexă care necesită foarte multe aspecte și responsabilități, dar include și calități omenești. Câți ani ai de experiență? Împreună cu practica pedagogică pot să spun că am 8 ani în total. În acești 8 ani ai întâlnit vreun părinte care să spună este bărbat, eu nu vreau la el, vreau la o doamnă educatoare? Slavă cerului, nu. Desigur, a fi singurul bărbat educator din județ este ceva nou. Poate pentru unii este ceva diferit sau ciudat, însă, așa cum știm cu toții, în țările din Europa, de Europa Centrală sau din America, sunt foarte mulți bărbați educatori. Și părerea mea este că nu trebuie să fie ceva ciudat. Sigur, este ceva diferit, dar așa cum am mai spus, de a fi răbdător, de a avea dorința de a lucra cu cei mici, nu ar trebui să aibă un gen, nici masculin, nici feminin. Ar trebui să fie o calitate generală pe care sunt sigur că foarte mulți alți bărbați o au, deoarece cu toții știm învățători care și ei lucrează cu copiii mici, chiar în preșcolar, dar școlar, dar sunt și alți pedagogi, antrenori care lucrează cu copiii de vârsta preșcolară. Deci, prin urmare,
nu văd de ce ar fi un lucru sau un impediment neplăcut. Cum ești privit de colege? M-au primit. Este un avantaj, este un dezavantaj să fii singur? Nu este nici avantaj, nici dezavantaj, deoarece, repet, am fost primit foarte bine. Faptul că sunt aici și sunt bărbați se consideră o normalitate, nu este nimic ieșit din comun, așadar e foarte bine, sunt foarte fericit aici. Ți se pare că se schimbă copiii de la generație la generație? Au alte preferințe în jocuri? Pot constata, din păcate, că, așa cum am mai spus, generația se schimbă, deoarece întâlnim din ce în ce mai des copii foarte sensibili și, într-adevăr, știm cu toții, trăim în era modernă unde telefoanele, televizorul au, din păcate, un rol dăunător în viața celor mici și încercăm acest lucru să combatem cât se poate și să le oferim copiilor jocuri cât mai variate, activități cât mai interesante, încât să putem, cum ar veni, împiedica acest interes principal ale copiilor, și mai mici, dar și mai mari. Pentru ca un copil să fie așa cum ne dorim, ar trebui să fie educat și la grădiniță, dar în special acasă, nu? Ca să fie un tot. Da, așa este. Părerea mea este faptul că acest proces educațional ar trebui să fie într-un parteneriat în continuu grădiniță-acasă. Noi știm foarte bine și părinții știu foarte bine că ceea ce începem noi la grădiniță ar trebui să se continue și acasă și viceversa. De asta eu cred că parteneriatul și relația cu părinții trebuie să fie una stabilă, trebuie să fie una transparentă și ar trebui să avem o înțelegere comună, să știm ceea ce este bine pentru copiii noștri. Este adevărat că un educator cam știe ce se întâmplă acasă la copil? Nu neapărat. Acum, adevărul este că da, copiii se mai scapă, dar n-a spune că un educator știe tot ce se întâmplă. Sigur, sunt momente haioase, sunt scăpări, că mami, tati, așa, dar nu pot să spun că așa ar fi. Care este jocul preferat al copiilor? Cu ce nu dai niciodată greș? Când ei sunt mai agitați și vrei să-i liniștești? Sau? Copiilor le plac foarte mult jocurile de mișcare. Să danseze, să alerge, să facă sport. Asta am constatat. Dar am constatat cu bucurie că, de exemplu, copiilor de la grupa mijlocie, unde sunt momentan, le place foarte mult și să construiască, să li se citească o poveste. Deci sunt activități variate și ei își găsesc bucurile cam în fiecare activitate pe care le propunem. Avem foarte multe ieșiri, chiar astăzi am fost în vizită la brutărie, deci ne strădoim cu colega mea de grupă, Gheorana Mirela, ca să le oferim copiilor educație cât mai de bună calitate și cât mai avantajoasă pentru ei. Crezi că este bine să meargă la o vârstă fragedă la școală sau să rămână mai mult, că știm că este această asta situație? Asta depinde. Având în vedere că eu încă nu am avut din curte cedată grupa mare, este un subiect unde sunt părți pro și contra. Eu zic că fiecare părinte în parteneriat cu doamnele educatoare sau, după caz, cu persoanele de specialitate, ar trebui să ia o decizie cât mai bună pentru copii. Totuși, părerea mea personală este că noi, oamenii, oricum avem toată viața înainte să învățăm. Și copiii totuși au parte de o educație prin joc și aparte la grădiniță au timp să meargă la școală și să urmeze toată viața lor, cum ar veni, cursuri de specialitate. Emil, cum a precizat și la începutul interviului, îi place foarte mult și fotbalul și acolo, bineînțeles, că tot
alături de copii. Da, așa este. Eu, pe lângă meseria de educator, sunt și antrenor de fotbal la Clubul Sportiv Primavera Satu Mare, un club care este o școală privată de fotbal, care este condusă de domnul Florin Fabian și în parteneriat cu domnul Lucian Plăieșteanu. Este un club foarte frumos, o stare de spirit aparte, unde sunt mai multe grupe, de la grupa de 2005 până la grupa de 2015, unde vin copii cu foarte mare plăcere să facă sport, să facă mișcare în primul rând și de ce să joace fotbal și să descoperim talente, deoarece școala noastră de fotbal se bazează de a forma jucători pentru fotbalul mare. Emil, dacă ar fi să dai un sfat unui copil despre viață, ce sfat ai da? Principiul, sfatul meu pentru copil ar fi să rămână mereu bun, să rămână mereu sincer și să fie mereu iertător. Deci aș îndemna un copil, așa aș îndemna și orice adult, ca să-și păstreze calitățile omenești și omenia. Aceasta este grupa unde Emil este educator. Cine îl iubește pe Emil de aici, vreau să știu? Cine este el pentru voi? Ce este Emil? Domnul educator? Ia spuneți în fiecare când am să spun eu 1, 2, 3 și îmi spuneți numele, da? 1, numele vostru. 1, 2, 3 și... Maria! Poftim? Maria Sabateoana! Ce frumoase nume aveți! Hai să stăm de vorbă cu fetița. Cum te numești? Cum te numești? Suria Pop. Suria Pop. Și câți anișori ai? 4. 4? Și ți-e place aici la grădiniță? Ce îți place cel mai mult? Să te joci cu copiii? Da? Cine mai vrea să vorbească cu mine? Hai! Cum te numești? Coșarcă Daniel Denis. Și domnul de aici cine este? Emil. Emil este bun cu voi? Da. Îl iubiți? Da. Cât de tare? Cât de tare? Foarte tare. Hai să-mi spui și tu cum te cheamă. Maria Sofia. Maria Sofia, câți anișori ai? 4. Sunteți foarte drăguți. Uite ce tare îl îmbrățișează băiețelul pe Emil. Și tu vrei să vorbești? Este micuț, încă nu... Emil, sunt foarte frumoși copilașii. Da, cine mai vrea să-mi spună ceva? 4 anișori. Câți ani ai tu? Spune fiecare vârsta. Spune-ne câți ani ai. 4. 4. 5. Bravo. 5. 4-5 anișori, da? 4. Bine, copilași, vă mulțumesc tare frumos, sunteți minunați.